Velma vine pe HBO Max chiar azi. Așa că hai să vorbim despre serie. Fac și clipuri despre scooby doo aici pe canal, deci bineînțeles că puteți spulbera butonul de like, de subscribe, dați și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul vine de la pul 2182 care zice Poate nu mă bage în următorul video că ne supărăm. Ok, Pool. Ia locul de la începutul clipului. Pe scurt, Velma este un pricol pentru Scooby-Doo și anume înainte de a se întâmpla toate lucrurile din Scooby-Doo. este de fapt originea personajului Velma, o fată care este la liceu și care este interesată de misterie. Practic, în această serie Velma vom vedea personajul într-o nouă lumină. Această serie fiind practic un adult cartoon. Cumva producătorii Scooby-Doo cu această serie și vor vedea ceea ce se va întâmpla cu ea. În momentul în care fac acest clip, seria s-a lansat oficial, dar lucrurile în ceea ce privește această serie vor fi diferite față de ceea ce am văzut până acum în Scooby-Doo. Da, această serie nici măcar nu-l va prezenta pe Scooby, de aceea și din acest punct de vedere este mai inedit într-un fel, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla în ea. Ok, dar dacă tot am vorbit despre Velma, uite aici un clip în care îți explic ce se va întâmpla în această serie. Ia dă pe aici ca să vezi despre ce e vorba.